Cavalerul de aur, poveste din pădurea neagră, după Nicolae Bațaria. Conrad, fiul contelui de Broteau, din pădurea neagră, fusese odată bogat și puternic, dar pe urmă a fost sărăcit și slăbit din pricina multelor războaie ce le-a avut cu dușmanii. Aceștia năvăliseră în țară ca să treacă în partea cealaltă a Rinului și, intrând în Franța, să pustiască orașele bogate din Alsacia și Lorena. Sărmanului Conrad nu-i rămăsese din întreaga avere decât o mărțoagă, o sabie ruptă și o lance puțin solidă. Îmbrăcămintea sa de război, o strălucitoare și tivită toată cu aur, era acum numai zdrențe, așa încât ceilalți cavaleri îl disprețuiau și nu voiau să-l primească nici la jocurile lor, nici în oastea care mergea la război. Și adevărul este că bietul Conrad ajunsese în acest hal de sărăcie numai din pricină că își apărase țara împotriva năvălitorilor. Într-una din zile se primi vestea că dușmanii, trecând din nou Dunărea, înaintau spre pădurea neagră ca să înceapă iar jafurile și măcelurile. Împăratul Germaniei chemă pe toți nobilii cu trupele lor ca să alcătuiască oaste mare și să se împotrivească sălbaticilor năvălitori. Atunci, Conrad își luă lancia, sabia și porni călare pe calul său, așa de slab că îi numărai oasele. Când îl văzură ceilalți nobili, începură toți să râdă și să-și bată joc de dânsul, la ce mai vine și zdrențărosul acesta?" își ziceau ei. Dacă împăratul nostru n-ar avea decât astfel de oșteni, ar face mai bine să fugă departe, înainte de a sosi dușmanul." Împăratul însuși fu tare supărat când îl văzu pe Conrad. Să fie alungat de aici, porunci el, nebunul acesta care este o rușine pentru ca oastea mea. Dacă l-ar vedea vrăjmașii, ar simți mare dispreț pentru mine că am soldați ca niște cerșători și ar prinde mult mai mult curaj. Însă, tocmai când această poruncă era să fie îndeplinită, străinii se iviră pe neașteptate pe țărmurile rinului. Nimeni nu se mai gândi la Conrad, deoarece trebuiau să se pregătească de luptă. Conrad rămase așadar în mijlocul oștenilor năvălitorii, al căror număr sporea mereu, uciseră o mulțime mare de nobi și de soldați. Împăratul se gândea să fugă cu cei mai rămăsese din oaste, când, pe neașteptate, se zări venind un războinic îmbrăcat în zale de aur și călare pe un armăsar alb ca zăpada. Cu sabia sa, care strălucea ca o rază de soare, făcu prăpăd printre gloatele vrăjmașe, și învioră curajul oastei împăratului. Înspăimântați la vederea acestui cavaler, pe care îl credeau ca o foptură de nebiruit, dușmanii fugiră în mare neorânduială, părăsind toată prada ce făcuseră până atunci, părăsind corturile și căruțele lor și lăsând un mare număr de morți pe câmpul de luptă. După această biruință neașteptată, împăratul strânse pe nobili și pe ofițeri și îi întrebă, oare cine este acest războinic în zale de aur care s-a bătut cu atâta vitejie și ne a scăpat de la o înfrângere rușinoasă? Vreau să-i mulțumesc și să-i dau răsplata vrednică de fapta sa. Nimeni n-a putut da vreo veste despre războinicul misterios și în zadar a fost căutat în toată oștirea. După trecere de ceva timp nimeni nu se mai gândea la el și părea că țara o să aibă acum parte de vremuri liniștite, când năvălitorii, înfuriați de înfrângerea suferită, veniră din nou cu oștiri mult mai numeroase și prădară orașele, castelele și tot ținutul de-a lungul rinului. Împăratul chemă din nou toată oastea și pe nobilii din împărăție, și iată, Conrad la Dubreto venit din nou călare pe mulțoaga sa și cu armele sale pe jumătate rupte. Cu toții și-au bătut joc de el, iar împăratul voia să-l arunce în închisoare. Este, zise el, îngăduit unui cavaler să vie la război în halul acesta, e o rușine să-l primesc în rândurile oștirii mele. Dușmanii au să creadă că sunt așa de slab încât am nevoie de un nenorocit care vine cu o sabie ruginită și cu o lance ruptă să fie pus în lanțuri. Însă, năvara neașteptată a vrăjmașului l-a scăpat pe nenorocitul Conrad, de a se vedea pus în lanțuri și aruncat în închisoare. Covârșite de numărul dușmanilor, oștile împărătești au început să fugă în toate părțile, când, iată că se vi pe neașteptate, războinicul misterios călare pe calul său alb, smulse din teaca sa o lungă sabie, făcând cu fiecare lovitură un adevărat prăpăd în rândurile dușmane. Aceștia strigau îngroziți, Cavalerul de aur! Cavalerul de aur! Fugiră spre pădurea neagră, pe când oastea împăratului, prinzând curaj la vederea minunatului cavaler, se porni să-i urmărească, fără să le dea o clipă de răgaz. În chipul acesta, biruința împăratului a fost desăvârșită. Împăratul văzuse din vârful unui turn din apropiere purtarea vitejească a cavalerului de aur. Vreau să-l cunosc!" strigă el. Înconjurați-l! Puneți mâna pe el și aduceți-l la mine! Vreau să știu cine e viteazul care mi-a scăpat de două ori în împărăția!" Cavalerii cei mai curajoși din jurul împăratului se repeziră spre cavalerul de aur, dar acesta, dând calului său pinteni, rupse rândurile lor și fugi făcându-se nevăzut. Totuși, una din mănușile sale căzu pe pământ. Cavalerii o luară și o duseră împăratului. Împăratul, supărat că n-a putut să cunoască pe cavalerul cel atât de viteaz, se întoarse în cetatea sa de scaun, Friburg, și de acolo, dete de veste în toată țara, că dă pe fiisa de soție aceluia căruia îi se va potrivi mănușa găsită. Au venit din toate părțile voievozi și cavaleri bogați, chipeși, vestiți, doritori de a lua în căsătorie pe fica împăratului. Cu toții se măguleau cu nădejdea că mănușa li s-ar potrivi, dar această nădejde a fost zadarnică. Niciunul dintre înși n-a putut băga măcar degetul cel mare în mănușa cavalerului de aur. Și iată că veni și sărmanul cavaler, Conda Drubetro, Pasnicii de la aparat nici nu voiau să-l lase să intre, iar împăratul nu mai putea de supărare. Ce?" strigă el. Zdrensărosul acesta îndrăjnește să se gândească să ia în căsătorie pe fiimea și să ne facă să credem că el ar fi cavalerul de aur. Nenorocitul de el n-avea decât o mârțoagă și arme care nu foloseau nici cât o coadă de măturoi. Cu toate acestea, domnița se rugă de împărat să-l primească și pe Conrad. Sub îmbrăcămintea sărăcăcioasă a lui Conrad, ea băgase de seamă că se ascunde un adevărat viteaz. Este bine, zise ea, ca toți cavalerii tineri sau bătrâni, bogați sau săraci, să fie primiți să încerce mănușa. Tată, te rog, nu-l alunga pe Conrad, din pricină că e sărac și nenorocit. Împăratul ținea mult la domniță, îi ascultă așadar rugămintea și, în mijlocul râsetelor și huiduielilor celorlalți cavaleri, dete voie lui Condra să încerce mănușa. Ne închipuim însă lesne uimirea tuturor când au văzut că mâna lui Condrat intră ușor în mănușa, care părea anume făcută pentru el. În aceeași clipă, îmbrăcămintea și armele lui Condrat se schimbară, iar el se ivi pe calul său, alb ca zăpada, îmbrăcat în zale de aur și cu sabia strălucind ca o rază de soare. Așadar, Condrat era cavalerul de aur. M-ați alungat, zise el, fiindcă eram prost îmbrăcat și prost înarmat. M-a împiedicat oare lucrul acesta să fiu viteaz și vrednic de a lupta? Oare înfățișarea mea a sporit sau a micșorat puterea și curajul meu? Nașa mea, care este zâna din pădurea neagră, m-a schimbat de două ori pe câmpul de luptă ca să întărească încrederea voastră în mine. Însă Conrad, îmbrăcat în aur, n-a făcut decât ceea ce ar fi făcut și Conrad, îmbrăcat în strânțe, dacă ați fi avut încredere în el. Împăratul și ceilalți cavaleri mărturisiră că greșiseră și își aduseră aminte de zicătoarea care spune că nu haina face pe om. După aceasta se făcu cu mare laică căsătoria lui Conrad cu fica împăratului. Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul este posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!